После цієї Thank you.
suntem acum la Buță, e Cosmin. Mulțumim pe fani. Ești una din care vreau să deși primiată. Care n-au fost n-a retit niciun document de parte. Care pot să vă început să se facă care nu pot să spate lucrurile noastre în port, care nu pot să au lucrurile declarația noastră, care ne permite nouă să stăm aici. Deci pur și simplu este un abuz. Victor, și încolo. Persoanele care se află aici, nu știu, sunt uite acolo. Deci ascund piațele, niciunul nu mi-a arătat legitimația. Ce îți fac ei? Deci pur și simplu, fură lucrurile care mă arătă aici. Ascund lucrurile la noi. Pe mine, de exemplu, mă buscați, mă luați de acolo, de acolo, de acasă, ne chiar documente, mă scos din poarta în afară. Cred că suntem martori la cea mai frumoasă zi a independenței. Vă mulțumesc foarte mult că ați. Este ziua în care oho. Incredibil. M-am văzut atât efectiv de forță în viața mea. Ce la tot e făcut? Tot la cum? Nu. Am pornit. Не зайти, не выйти. Nu suntem stat polițienii. Dumneavoastră. La unde ar fi rușine? Voi dacă ați plecat toți într-o zi, ați lăsat, nimeni nu v-ar face nimic. Noi vă înțelegem că asta e serviciu, dar aveți și dumneavoastră copii. Sunt sigură. Ei, au copii. Aveți familie. Vă rog, am o legitimație. Cum vă numiți? Spate? Eu v-am spus dumneavoastră că pe mine m-a bruscat și m-a scos din cercul ăsta. Ce mi-a spus dumneavoastră? Da, dumneavoastră sunteți prezent. Dumneavoastră nu vreți să vă clarificați de situația acum? Dumneavoastră nu vedeți că se iau lucruri și se aruncă de aici fără să verifice măcar autorizația noastră? Asta este, eu am ștoină. Este, hai ratul. Deci, o avem, tot la un polițist am dat ultima dată. Eu fac acum un n-ați aflat astăzi că noi suntem. Eu am. Ține, Dimit. Hai, explică-mi cine e. Tu ai. Da, eu am. Care la primărie și conștiința. Declarație. Nu e declarație.
приедете, когда вы пригодите фигуру и винит со мной, еще мне весело. А, да, коррект. Так он... Окей, okay, дай сейчас я помню. Да. Чини где-то он. Да, ладно, тут Doamne ferește cât efectiv de forță, pentru ce? Extraordinar, domnilor! Felicitări! Sărbătoare! Sărbătoare! Putem sărbătorim, pentru că... Și v-ați spărat că am luat cafea înaintea dumneavoastră, la sus. Cred că le-am luat ultima cafea. Mari scofară mai face. Sunt declarația prealabilă, noi mai avem ceva de la primărie, așa? Noi? În care scrie exact, noi avem dreptul la instalații temporare. Da, noi avem dreptul la instalații temporare, de, cu boxe și cu... Da, da, da. Asta deci e clar până și noi avem nevoie de bune. Noi trebuie să dreptul de protestat, dacă ne asigurați actul, trebuie dreptul să amplasați aici. Avem declarația prealabilă, avem de la primărie un document aparte care ne spune că putem... Ajută-mă, te rog, să-l găsesc. Ca să opriți până mai găsim documentele, de că... Poate opriți? Cum ne dați o când cineva vine la dumneavoastră în curte și vă ia lucrurile și vă zice că tot asta e legal și nu vă arată niciun document, asta e normal? Nu, 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 dacă aveți drept de amplasat public, poate le vezi. Coordonarea cu poate le vezi, ca să faci le acte care permit așa. Scuzați, mi-a trebuit să vă doamna, Мы сидим в конжурас мою, пайку гуд спорту и жуас. Есть телеграм? Да, ну оригинал, копия, внимание, есть, да? Мы не зависим. Сунул к Степану, сунул к Степану.
Nu, trebuie de obstrucționat. Și un protest al lor intern. Da, 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 da. Okay. Îmi place că ești pozitiv. Risteric, la urmă. Poți să explici repede ce s-a întâmplat aici? Noi nu știm, nu ne spuneți ce ne faci. Din cauza că, ok, noi avem legitimație, autorizație să protestăm aici, stăm aici. La urmă, noi s-au luat chiar și paleții care au proprietatea noastră privată. Așa că un stat să nu se respecte dreptul la proprietatea privată, tot e ceva. Dar nu, băieții ăștia adică n-au nicio vină. Ei n-au nicio vină, de au ordine. E că pe ăștia pot să-i... Singura soluție și ei să adere la protestul peronian. Noi tot ce-am spus acum a fost pașnic și am fost doar pozitiv. Era supărat și... Era supărat. Care este baza legală sau dumneavoastră la plasă aici? Dar dumneavoastră ne-ați verificat baza noastră legală înainte ca să faci asta? Baza legală. Nu avem bază legală. Nu ne întrebați acum, da? O să verificați până acum. Asta e tot ce am putut să vă spun. Obiectele noastre sunt luate pe sus și încărcate și stricate. Nivel nostru ca prin s-a stricat în fața noastră să stricau lucruri pe care noi le-am făcut cu mâna noastră. Dar ce ele pentru și ele încarca noastră, nici au ajunge să văd. Nu, dar eu vreau să înțeleg un lucru. Dumneavoastră, după ce ați dărâmat tot, ne întrebați care e baza noastră legală? Cum n-ați dărâmat? Cortul a fost dărâmat. Dar nu ridicat, au fost stricate lucruri. Paleții lucruri pe care noi le-am fost... făcut, da. Noi le-am făcut din banii oamenilor care au donat. Asta e tot ce am putut să spun. Ce înseamnă asta e tot ce am făcut? Dumneavoastră cum vă numiți? Mi-a spus Silviu Musoc, sunt șef adjunct pe direcție poliție municipiului. În baza la ce dumneavoastră faceți lucrurile astea? Noi avem dreptul de a ne afla aici, avem autorizație de la primărie, inclusiv de a avea instalații temporare. Dar asta noi avem autorizație, asta e baza noastră legală de care ați întrebat mai devreme. Acum spuneți-ne care e baza dumneavoastră ca să nu și faceți asta. Dacă doriți dumneavoastră să vă răspund, poftim, mă aflu la Tighina 6 și vă dau tot răspunsul. La Tighina 6, eu cu siguranță să merg la Tighina 6. După ce toate lucrurile sunt șef adjunct pe direcție municipiului. Dar mă, nu spui dispus tot ce... Asta e tot. Bine, deci înțeleg că noi la locul... O bună parte dumneavoastră nu mă cunoaște, așa că... Da. Asta e. Cei care ne privesc, sunt bucuros. Sunteți bucuros de tot ce s-a întâmplat aici? Sunteți bucuros de ceea ce se întâmplă în țară, în general? Dumneavoastră, ca membru al ordinii publici, chiar vă bucurați de faptul că cetățenii se oferă? Nu lăsați, s-a ridicat lucrurile, dar pentru ce să-i spăriați voi pe noi, că cu omonul este? Cu ei trebuie omonul este? Nu, nu, da, lasă. Spuneți cum am speriat. Erau în cordoane cu poliții, mascați. Da. N-am văzut atât efectiv în viața mea. Cinci oameni în cruce. Filmează să vadă lumea, asta e normal, da? Da, o filmați, dar am filmat suficient. Asta e intimidare, e grav, înalt stare. Asta e intimidare, eu n-am mai văzut pe ele. Am trăit în 5 țări, în Europa și așa ceva n-am văzut. Și ați înconjurat toată țara așa? Și deja toate chestiile care noi le-am scos, ei le iau cu mașina. Da, e gata, le duc la foc, la... Dar pe...
Da, puteți să ne explicați, noi am scos lucrurile acolo și acum ce facem? Ei au spus ele, băieți, o să le ieși din partea cealaltă. Hai să le mai mântăm. Deci dumneavoastră ne-ați promis că nimeni nu ia nimic și uitați-vă ce suntem. Și-ați spus mi-ați zis că n-am promis. Da, da, este noi le-am scos în fața cordonului și cordonul să închidem mai departe. Asta și se numește. Puteți să dați un ordin, ce spatele de acolo, normal, civilizat. Da, noi avem lucruri acolo. Puteți să dați un ordin să scoatem lucrurile de acolo? Vă rog, lucrurile noastre. Ați avut timp de scos, vă ridicați lucrurile. Păi, dar nimeni nu le-am scos, nimeni nu le-am scos. O pildă simplu, uitați-vă. Uitați-vă, toate lucrurile dumneavoastră află acolo. Dar nimeni nu ne-a spus că acolo nu-i voi, pardon. Le-ați luat, le-ați ridicat. Poftim, nimeni nu a spus că nu. Noi am avut două minute să facem. Hai să vorbim. Dacă dați-ne voie 5 minute să le luăm, chiar e așa. Dar nu ne-a spus, era închis cordonul. Asta e simbolic. Asta e foarte nu ne-a permis să scoatem lucruri. A, deci, da, adică, ok, bine, am înțeles, scoateți bannerul și după asta. Mare brânză, iar. Da. Vă rog frumos, nu tot odată, pe rând, pe rând. Ok, bine, bine. Pe rând, pe unul, pe unul. Pe unul ți-ai luat bunul pe levet și ești tu foarte ceva. Ролон, что тут? Я че ваши встречи? Сюда понимаешь, где сюда уходишь? Начнем поселить тут.
Pardon? Pardon. Ceva sunteți responsabili. Ups, sorry. Cine este responsabil? Da, el a spus că e superior, asta e evident. Da, seama aceste informații. Spuneți-mi, vă rog, nu puteți să-mi dați responsabilitate. Aveți obligația să-mi dați lămuriri și să-mi acces la informații. Acum? Acum, acum, dar când? Obiectele noastre au fost duse în nu știu în ce direcție, stricate. Da, unul, dar obiectele noastre au fost aruncate acolo, stricate și aruncate. Să apărăm un subiect, ne lasă să le luați acolo. Uitați toate, filmați partea ce uitați. Cât de replică noi putem să reînmese de bine? Că dumneavoastră spuneți că eram aici patru oameni. Patru oameni. Ce motiv să ne luăm un biet? Am și dumneavoastră chiar acum se întâmplă. Asta și se întâmplă. Eu trebuie să fug am aici să-i tări după mine ca să nu-i luați. Da! Lăsați-i pilon, vă rog. A pilon noi. A urgent. Doamne perez. Doamne perez. E ca să nu oștri, lăsați-i pilon. Dați-mi indicație, să-mi spaleți, vă rog. Interesant, aveți copiii sau ceva de mult? Noi să le luăm. Copiii plecați din țară, la sigur, dar să stă așa liniștiți, fie că nu se vină în piață. Să dumneavoastră? Noi filmări sunt la cursa de fel, primie să știu. Dar vă vedeți în cursa. Dar și aici, ce băi, da, ce bine, băi. Eu am prezentat niște mații. Nu uite să le fie. Eu am prezentat? Scuze, vă chiar credeți că avem document și paleță aici. În primul și în primul rând, eu m-am prezentat și sunt eu. Eu sunt Andrei Lutean. Care nu este funcția. O fost așa ceva, da sau nu? Da. Nu, ați prezentat explicația și documentul de ce s-a întâmplat asta. Mare, mare legătură. M-am prezentat, estimația, v-am prezentat, cum puteți mi-a spuneți că asta e uniformă străină și pot să mă îmbrăc și mai departe. Hai lăsați-l toate astea. Asta e speculație, eu vă spun că astea sunt lucrurile noastre. Dacă un om are un lucru spre zonul de a lui, eu m-am prezentat cine sunt eu. Și eu v-am prezentat cine sunt eu. Ok, atunci lăsați-ne obiectele noastre în pace. Noi ați faci asta. Da, ia că pardon și acolo la paletă. Obiectele dumneavoastră le-ați luat acolo. Păziți paleții! Dumneavoastră nu știți care sunt obiectele mele, puteți să mă întrebați mai întâi, nu? Da, eu am o întrebare foarte simplă. De ce dumneavoastră ne-ați întrebat despre dacă noi avem... Să aude toată lumea. Ne-ați întrebat dacă noi avem autorizații pentru locul ăsta după ce totul a fost strâns. Nu trebuie de făcut la început, înainte să se întâmple asta. Nu ne-a întrebat, nu ne-a întrebat nimeni. De ce mințiți? Mult mai târziu încoace. Am văzut că nu ești toată ziua și toată noaptea. Pe cine a întrebat? Pe cine a întrebat? Că uitați, este domnul care a stat toată noaptea aici. Pe cine a întrebat? Ne arată exact. Pe cine a întrebat? Astăzi vă prezentăm. Da. Când? Dar trebuie până la astăzi. Dumneavoastră ați descins peste noi ca peste niște teroriști. Da. Cu 100 de milioane de oameni. 100 milioane. Da, uitați-vă numărată, nici nu poți în număr de oameni. Dumneavoastră, luați responsabilitatea asta dumneavoastră. Vă spun, eu am spus tot. Dumneavoastră, erosiți resursele publice. Ați scos oamenii din casă în ziua independenței. Ați făcut un show de toată rușinea de ziua independenței, scoțând un grup de cetățeni care protestează pașnic deja de două luni pentru democrație. Noi credem că și viziunea băieților tot e aceeași, că i-a scos dimineața din casă. E aceeași viziune. Ce face dumneavoastră este să atacați un grup de majoritate oameni tineri care stau aici creativ, protestează pentru democrație, pentru drepturile dumneavoastră inclusiv, descindeți ca peste niște criminali, ca peste niște teroriști, îi îmbrânciți, le luați lucrurile, le distrugeți și plecați. Și dumneavoastră a spus, vă asumați acest lucru. Vreau să vă spun în cazul. Personal. Nu vă îmbrânciți. Pe minim m-a îmbrâncit, m-a scos. Bă, ia stai că celălalt trebuie să cunoaște. Nimeni nu v-a îmbrâncit. Pe minim m-a scos. Pe minim m-a scos forțat din loc cealaltă. Din loc public. Nu stați o clip. Vă rog, avem nevoie doar de o explicație. Da, nu. Nu, dar e motiv. Motiv.
pare normal că cetățenii n-au dreptul la informații și poate și din ce motiva că se întâmplă. Mi se pare normal că noi nu avem dreptul să știm de ce că suntem. Ați văzut? Eu m-am întors să nu puteți. Nu puteți să puteți de întrebările. Nu, dar nici nu întâlnim. Eu vreau să știu ca motivul pentru care deci dacă vin la columna 6 sau cum ați spus, la pagina 6, îmi dați explicații care e motivul, da? Dar de ce nu pot să le primesc acolo? Dar de ce nu pot să le primesc acolo? Atunci ați primit. Așa vorbesc cu cetățenii, tot cum vorbesc. Așa cum la noi au venit, ne-au luat miliardul și ne-au zis, asta e tot. Tot ce puteam să vă zice. Plătiți-l. Da? Fix așa cum au venit, ne-au anulat alegerile și au zis, asta e tot. Nici o explicație, atât. Asta e situația. Dumnezeu, veniți, ne interzicem să protestăm în locul care noi l-am ales ca cetățeni, ne spuneți, asta e tot. Atât are să ne spună poliția. Domnul de la primărie, trebuie să înceapă construcția. Eu am fost împins personal din centru, de acolo. Domnul Vov, luați la documentație corect. Cine sunt și cum se ocupă. Nu contează cine sunt pe atunci. Asta e foarte important. Omul de la primărie. Noi vă plătim salariu. Nouă ne răspunde. Noi plătim impozit. Exact. Noi și în fondul social dumneavoastră mie nu-mi plătiți salariu. Eu dumneavoastră. Eu încătate vă spun. Noi tot plătim impozit și am tot nu plătim. Bine. Asta dumneavoastră știți. Eu pensie nu primesc. Dumneavoastră primiți banii din bugetul. Noi plătim impozit. Noi plătim impozit. Dumneavoastră cui? Voi plătiți o fracțiune. În jurământul dumneavoastră ce scrie? Poliția plătește impozit și în fondul social tot plătește. În jurământul dumneavoastră ce scrie? Voi dumneavoastră. Din ceea ce vă dă statul, primește banii de la noi. Dumneavoastră a spus că sunteți mare om. Sunteți eu un asta om, n-am spus. Eu n-am spus că sunteți mare om. Sunteți mare om. Eu niciodată n-am spus așa ceva. Sunteți un om ca și noi. Ca și noi. Eu sunt egal ca toți. N-ai spus asta. Așa că spus niciodată n-am pot să spun că eu sunt mare om. Asta dumneavoastră să știți. Spus. Niciodată eu n-am auzit. Niciodată. Da, spus. Dar ce e o paliață? Paliață nu știu. Пылеться за ножки, Да, для вас это же не дата, а здесь килос, вы здесь опять шмочи, что ты? Мисс Палец, конкретно, с каким? Да каким мне ладка с их фасик, до улучшки? Адика... А ведь фаца для ста, им пеня правила. Фельдштер. А точка, штес, как мы поэзия чая? А точка, но звена дупа думня вастра, фикс аша с фильмом, по фаца им пеня правила. Da, o să vină și după, după dumneavoastră. Eu pot să vă spun una și bună și știți, eu nimic n-am făcut ilegal, conform legii. Și nu mi este teamă de nimic, conform, să știți. Este o lege eu, foarte bună, vă spun altceva. În 33 de ani de activitate, de mine o plângere nu a fost. O să fie. O să fie. Nu sunt o problemă. Dar știți că slujeți niște criminali. Păi. Dacă scoateți dumneavoastră și sugestii la criminal și mai departe, eu cred că ești din 87. Din 87. Nu ne interesează de când activați. Eu vă spun dumneavoastră că-ți cunoaște. Faptele spun mai mult decât vorbele dumneavoastră. Și de când activați, e destul de ca așa ceva ca să vă discreditez toată cariera. Eu am să răspund pentru asta. Felicitări, să răspund. Și felicitări cu ziua independenței. Mulțumesc de semn. Mă bucur, niciodată în viață nu m-am simțit mai sigur și mai protejat de poliție. Și mai îmbrâncit. De două ori. De acolo și de aici. Браво. Și păcат că scoateți timp băieții ăștia din casă dimineața pentru niște fleacuri. Da, băieți. Executați niște ordine, din păcate,